cei beneficiari este chiar o firmă de aici din Roman, Secer Vlada Company, în parteneriat cu Mondo Cariere din București. Este un program care se va derula pe durata 18 luni și al cărui scop este ca 1125 de persoane neocupate din mediul preponderent urban, dar și din mediul rural, să-și găsească un loc de muncă și nu doar atât, să capete, să dobândească niște competențe care să le permită să-și găsească acest loc de muncă. Vorbim despre un proiect care are o arie de acoperire pe trei regiuni, regiunea Nord-Est, regiunea Vest și regiunea București-Ilfo, de care vor beneficia atât persoanele inactive, șomerii, șomerii de lungă durată, șomerii tineri, dar și șomerii de lungă durată tineri. Am ținut să menționez acest lucru pentru că persoanele surprinse în acest proiect sunt cele care au probabil cea mai mare nevoie de consiliere și de orientare și de altfel serviciile oferite în cadrul acestui proiect sunt cele de consiliere, de orientare, de calificare și la final de mediere pe piața muncii. Practic, prin acest proiect se dorește ca cei implicați, publicul țintă, să capete acele abilități de care vă spuneam, să participe la cursuri de calificare, iar la final să găsească un loc de muncă, pentru că aceste cursuri de calificare vor fi în acord cu lucrurile care se petrec pe piața muncii. Calificările vor fi cele căutate pe piața muncii și de aceea se speră la o rată cât mai mare de succes a proiectului, o rată de succes care s-ar regăsi într-un număr cât mai mare de persoane angajate la final. Unul dintre lucrurile care cred eu că trebuie menționate în acest proiect este faptul că pe toată perioada derulării și participării la activitățile de orientare și calificare, persoanele implicate beneficiază de o primă lunară de 450 de lei pe lună, iar cei care își găsesc un loc de muncă primesc un premiu de 750 de lei. Vă spuneam că există aceste patru categorii de servicii oferite de consiliere, orientare, calificare și mediere. Iar despre activitățile derulate în cadrul acestui proiect o să vă vorbească domnul Paul Tudose, care este din echipa de management al proiectului și care o să vă spună exact ce se va întâmpla în cadrul proiectului. Bună ziua! Ne bucurăm să vă avem astăzi aici, într-un număr așa de mare. Proiectul este ambițios și credibil, tocmai datorită faptului că este inițiată o companie locală care are profil în construcții și în instalații, care realizează proiecte în construcții și instalații și care, pe lângă aceste activități, și-a dezvoltat în timp și segmentul de formare profesională, fiind și acreditată să dereleze cursuri de formare și calificare pentru resursa umană locală pe care o folosește în diferite proiecte. De aici s-a mers mai departe cu ideea unui proiect european și astăzi avem un proiect multiregional care acoperă trei arii mari, vorbind de regiunea de dezvoltare Nord-Est. Aici nu se va implementa doar în Roman sau doar în Neam, se va întinde pe toată regiunea Nord-Est, vorbind de regiunea Vest și vorbind de București-Ilfo. Da, grupul țintă cel mai numeros va fi din Nord-Est, să nu mă înșel, 650-725 de persoane din regiunea Nord-Est. Și sperăm că va fi într-adevăr o trambulină pentru persoanele din zonă care sunt în căutarea unui loc de muncă, o oportunitate să se poată angaja sau să poată să își dezvolte un plan de carieră bine pus la punct, asistat de consilieri de specialitate. Când pornești pe drumul acesta căutării un loc de muncă, sunt întâmpini multe dificultăți. Prima și cea mai importantă este către ce să te îndrepți, în ce direcție să o iei. Tocmai de aceea
Există în cadrul proiectului un manager de caz și un consilier de carieră care încă de la bun început, încă de la înscrierea, de la completarea formularelor pentru scrierea în grupul dintre și scrierea în proiect a persoanei în căutarea unui loc de muncă, poate să îndrume primii pași și să îndrepte către, făcând o evaluare a profilului și a CV-ului de până atunci al persoanei respective, poate să îl îndrepte către cea mai bună opțiune pentru persoana respectivă și absolut în raport cu ce oferă proiectul nostru. Mai mult decât atât, după perioada aceasta de consiliere și de evaluare, persoanele care intră în grupul țintă vor avea posibilitatea să parcurgă niște cursuri de formare profesională care vor fi acreditate ANC, vor fi recunoscute atât în România cât și în plan comunitar, la finalul cărora vor obține o diplomă și o certificare care contribuie și ajută și susține mult la angajare. Pentru regiunea Nord-Est, la momentul acesta, sunt definite câteva dintre programele de formare profesională care se vor derula. Nu s-a dorit de la bun început stabilirea încă prin criteria de finanțare a unui set de cursuri care se vor face, pentru că pornind de la ideea, așa cum s-a conceput proiectul, pornind de la ideea că se vor acoperi anumite nevoi ale pieței de muncă din zonă, pentru că ne dorim ca cei care parcurg cursurile și trec prin programul de consiliere și orientare chiar să se angajeze. Este un obiectiv principal al proiectului, să avem un număr de oameni care chiar se angajează. S-a lăsat portița aceasta de a defini cursurile și programele de formare în funcție de nevoile identificate printr-o analiză preliminară în cadrul proiectului. În momentul de față se fac înscrieri în grupul țintă, în toate regiunile în care proiectul se implementează. Au fost deja conferințe de lansare la Petroșani și la București și chiar am fost plăcut surprins să avem în sală direct oameni din grupul țintă care au venit foarte determinați să ne ceară formularea să se înscrie și să înceapă să vină efectiv să discute cu consilierii și cu managerii de casă. Asta pe lângă demersurile pe care le-au făcut colegii noștri care sunt manageri de caz și care deja au mers, au contactat instituții, au contactat primării, au contactat tot felul de autorități care ne pot facilita accesul către persoanele care au nevoie de astfel de servicii. După parcurgerea programului de formare profesională, consilierii și managerii de caz din cadrul proiectului vor ajuta și vor susține pe oamenii care participă să-și realizeze acel portofoliu de documente care țin de marketingul personal. Știm foarte bine că de foarte multe ori poate cunoaștem foarte bine un anumit domeniu de expertiză, poate suntem calificați într-o meserie, într-un domeniu, dar ne trebuie un CV, ne trebuie o scrisoare de intenție, trebuie să ne prezentăm un interviu la care nu știm cum ar fi mai bine să ne prezentăm, ce ar trebui să spunem, sau avem CV-ul, avem scrisoarea de intenție, cred că ne-am descurcat și la interviu, dar nu știu de unde să încep și unde să le trimit și ce să fac cu ele. E o întrebări prin care, cu siguranță, cu toții le-am avut sau cu toții trecem la momentul acela în care suntem în fața unui nou început, să spun. Așa. Există, după cursurile acestea de formare, există sesiuni de mediere a grupului țintă între
persoanele care au absolvit cursul și piața muncii. În cadrul acestor ședințe se va încerca angajarea persoanelor, identificarea industriilor, identificarea angajatorilor, dar persoana implicată, participând în, și fiind implicată în acest proces, va dobândi cunoștințe și probabil cu o mult mai mare încredere în sine, în a putea să meargă mai departe și să dobândească și această experiență de căutare și de contactare a angajatorului, ulterior mergând spre angajare. S-a creat această competiție în proiect prin acordarea acestor bonificații, care ne dorim noi să nu mai aibă rol de venit garantat în cadrul proiectului, ci chiar să stimuleze competiția între membrii participanți la programele de formare și la toate activitățile proiectului, pentru că vrem să punem accent pe experiența pe care o dobândesc și pe calificarea pe care o capătă. Și da, trebuie să îi determinăm pe oameni să se și zbată pentru angajare, că angajarea la fel se lasă cu o mică bonificație. Este un demers lung, un demers pe mai multe luni, la care cei care se înhamă, să spun așa, alături de noi care suntem obligați din echipa de implementare să-l ducem la capăt și ne dorim foarte mult să și atingem rezultatele și obiectivele pe care le-am propus. Oamenii care intră în acest program și în acest proiect au de parcurs multe etape care sperăm că le vor deschide, dacă nu poarta spre o angajare certă, ci le vor deschide noi perspective către alte tipuri de calificări, către alte meserii, către alte evoluție ulterioară, pentru că învățăm continuu și evoluăm de la o experiență la alta și niciodată nu considerăm că știm totul sau suntem surprinși de foarte multe ori, poate chiar atunci când considerăm că suntem mai pregătiți și mai în temă cu anumite informații pe care le deținem. Așa în mare, cam acestea ar fi activitățile cu grupul țintă, activități pe care vom derula cu oamenii din proiect. Echipa de implementare și echipele de implementare, că sunt pe fiecare regiune, deja s-au constituit, s-au pus la punct lucrurile. Proiectul are deja 3-4 luni când a fost semnat. Echipele de implementare sunt deja pregătite și au capacitatea să preia solicitările și să le rezolve. Pentru regiunea de nord-est, contact va fi Blanda Company. La sediul Blanda Company există managerul de caz care discută cu cei interesați și care începe să realizeze primele, să înscrie efectiv după rigorile finanțatorului oamenii în grupul țintă. La participarea la aceste programe de formare trebuie să punem în temă pe cei doritori că se cere și un set de documente standard pentru astfel de curs, buletin, copie, certificatul de naștere, diplome, alte diplome pe care va trebui să le aducă și să le furnizeze încă de la început, încă până să înceapă programul efectiv de formare. Și sperăm să ajungem să finalizăm proiectul și să peste încă 15 luni, chiar nu știu mai rămas din el, peste 15 luni la conferința de închidere sau conferințele de închidere, că vom avea de asemenea câte o conferință în fiecare regiune, să avem în sală chiar oamenii care au parcurs cursul, au învățat ceva, ne-au cunoscut și poate au un viitor în față că s-au îngăiat. Foarte frumos.
poate că ar mai trebui spus faptul că pe durata derulării proiectului pot fi organizate inclusiv burse ale locurilor de muncă pentru cei care sunt implicați în proiect și că șomerii care sunt în proiect, mă rog, care vin să participă în proiect, nu-și pierd calitatea, adică vor primi și ajutorul de șomaj și ajutorul prevăzut în acest proiect. Dacă există întrebări despre dumneavoastră, atât reprezentanții mass media, cât și cei care participați la această conferință de lansare, așteptăm cu toată deschiderea întrebărilor dumneavoastră.